Dragii mei, era la 100 de metri de biserică. Era la 100 de metri de biserică și n-a vrut să audă de biserică. N-a vrut să audă de Dumnezeu. Dar la 100 de metri. Scânturare ne aduce adesea păcatul. Dar acolo Dumnezeu ne învață niște lecții. Acolo o scânturare, lanțurile de aramă au putut să facă în viața lui Manase ce n-au putut să facă lanțurile de aur. Poate să stăteau lanțurile de aur așa pe Manase cu kilograme. Și lanțurile de aramă au putut să facă ce n-au făcut lanțurile de aur. A putut să facă temnița ceea ce n-a putut să facă palatul, sceptrul împărătesc, scaunul împărătesc și coroana împărătească. A putut să facă strâmbtorarea ceea ce n-a putut să facă tot confortul pe care l-a avut înainte. Dragii mei, cel mai bun lucru în viață pe care uneori ni se poate întâmpla este tocmai acela să ajungem acolo, în locul acela greu, inconfortabil, dureros, care greutățile apasă asupra noastră. Eu mă uit la viața mea, așa cum a spus, nu-s bătrân, nu-s nici foarte tânăr, dar mă uit și-mi dau seama, dragii mei ascultători, că cele mai scumpe momente din viața mea cu Dumnezeu au fost momentele în care am fost în ciu, în încercare. Atunci când am zis, Doamne, nu mai pot, Doamne, nu mai pot, atunci când m-am pus pe genunchi lângă pat și am fost numai eu singur în cameră și am strigat despre și am plâns și am zis, Doamne, dacă nu intervii tu acum, Doamne, sunt la capăt, nu mai pot, Doamne, nu mai rezist, nu mai rezist. Dragii mei, au fost cele mai scumpe momente cu Dumnezeu. Nu știu unde ești de metal acum. Poate ești ca într-un palat, așa ca Manase înainte. Dar poate te-au adus consecințele păcatelor, te-au adus și ești în strâmbtorare acum. Și simți o mâna lui Dumnezeu apasă asupra ta. O mână Domnului apasă asupra conștiinței tale. Vestea bună este că de acolo, din starea aceea, poți striga la Dumnezeu. Poți striga la Dumnezeu. Dar mai este o etapă, după ce Dumnezeu îi răspunde lui Manase, următoarea etapă este în versetul 15. Spune cuvântul Domnului că Manase, acest fior de risipitor, după ce a fost ascultat de Dumnezeu, după ce a fost scos din temniță, după ce a fost readus în Ierusalim și recurs în funcție, spune în versetul 15, a înlăturat din casa Domnului Dumnezei, Dumnezei străini și idolul Astartei, a dărâmat toate altarele pe care le zidise pe muntele casei Domnului și la Ierusalim și le-a aruncat afară din cetate, a așezat din nou altarul Domnului, a adus pe jertfe de mulțumire și de laudă și a poruncit lui Iuda să slujească Domnului Dumnezeului lui Israel. Știți ce văd eu? Că după răzvătire vin repercusiune, vin consecințe, după repercusiuni vine groapa, vine strâmbtorarea. Dar după aceea vine ceva. Vine renunțarea la păcat. Vine pocăința adevărată. Dragii mei, nu există pocăință fără renunțare. Nu există pocăință fără renunțare la păcat. Păi nu mă pot și eu pocăi, dar totuși să rămân cu. Cu ce să rămân? Să mă pocăiesc, dar să rămân cu ce? Un tânăr s-a întors la Domnul, îl cunosc. Îl cunosc atât de bine. Un băiat bun. Și când stăteam de vorbă cu el și înțelegeam împreună cuvântul Domnului și după ce a luat decizia să pocăiască, știți ce a făcut? S-a dus acasă, băiatul acesta, și a luat sacul cu CD-uri, avea CD-uri cu filme. Îi plăcea să descarce, să downloadeze filme de pe internet. Și băiatul ăsta a ajuns și a înțeles, Doamne, ce am făcut eu. Chiar dacă filmele alea de pe CD-uri nu sunt murdării, nu sunt, Doamne, eu am furat, Doamne, eu am furat, am descărcat filmele alea de pe internet și mi-am pus acolo teancuri de CD-ul. S-a dus, a luat teancurile cu CD-urile, le-a pus într-un sac, înainte le-a rupt, le-a pus într-un sac și le-a dus și le-a aruncat la container. Băiatul a înțeles pocăință, a înțeles renunțare, a sfârmat, a dat la o parte, a îndepărtat idolii. Pentru că atunci când vii la Dumnezeu, poți să vii așa cum ești. Dar Dumnezeu nu te lasă să spui așa cum ești. Când ne place mult să spunem așa cum ești, așa cum sunt la tine vin. Dar e foarte frumos, e adevărat și le primește Domnul așa cum suntem. L-a primit Domnul pe Manase și cum a fost. Nu că Domnul l-a schimbat pe Manase. Domnul l-a schimbat pe Manase. Și dragii mei, știți ceva? Când Dumnezeu ne schimbă, ne schimbă dinăuntru spre afară. Și Dumnezeu parcă ne schimbă și fața.
Dumnezeu ne schimbă tot! Dumnezeu ne schimbă! Și, dragii mei, ce nu poate să facă toți psihologii și toți psihiatrii din lumea aceasta, care încearcă să schimbe comportamente, să schimbe apucăturile oamenilor, obiceiurile oamenilor, dragii mei, poate să facă puterea Duhului Sfânt al Dumnezeu. Poate să facă Dumnezeu. Și Dumnezeu da acea putere de renunțare la păcat. În localitatea de unde sunt eu, în județul Mureș, chiar pe cintul meu este un frate care de peste 30 de ani întors la Domnul. Și avea probleme mari cu băutura și îmi povestea adeseori, frate mare, îți opream și atât am băut, că nici nu mai știu cât am băut, atât am băut. Am crezut că îmi pierd mințile. Dar m-am dus o seară.